În anul 2017, Ziua Mondială a Sănătății, organizată de către Organizația Mondială a Sănătății, este dedicată depresiei. Prin intermediul sloganului Depression, Let's Talk, Depresia, să stăm de vorbă, Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra gravității problemei la nivel mondial și a stigmei asociate cu bolile psihice în general, care conduc la subdiagnosticarea acestor afecțiuni. Dacă luăm în calcul faptul că dispare bucuria de a trăi, atunci toate micile plăceri care, în mod obișnuit, ne aduc nouă bucuria de a trăi, sunt ele la rândul lor ignorate sau depreciate. Da? Este o persoană care nu mai iese din casă, care poate nici nu mai urmărește vreo emisiune la televiziune, se izolează din ce în ce mai mult. Și asta nu afectează numai starea psihică. Alimentația este, desigur, afectată, pentru că, de regulă, persoanele cu probleme depresive tind să uite așa, în ghilimele, să mănânce la timp și ceea ce trebuie. Unele pot să ajungă, din nefericire, și la substitut de tratament, apelând la alte substanțe psihotrope, da? Începând de la alcool și tutun și terminând cu ce fel de droguri vreți dumneavoastră, care reușesc într-un fel oarecare să rupă starea aceea monoton tristă. Organizația Mondială a Sănătății estimează că la nivel mondial există mai mult de 300 de milioane de persoane afectate. Pe continentul european, peste 40 de milioane de persoane suferă de tulburări depresive, iar în România prevalența este estimată la 5% din populația generală. La nivelul județului Argeș, datele relevă o scădere a prevalenței tulburărilor depresive. Astfel, în 2015 prevalența a fost de 1609 cazuri, iar în 2016 de 1046. Sunt multe manifestări care sunt cuprinse sub această denumire. Variază foarte mult în funcție de intensitate. Da? Poate fi un episod depresiv trecător, unul singur, da. Cel mai adesea reactiv, ca reacție la un eveniment nefericit din viață, și până la urmă este firesc așa, nu? Oricare dintre noi care a suferit pierderea unei persoane apropiate a trecut printr-o stare, dacă nu să zic depresie clinică cu toate simptomele, cu siguranță foarte apropiată de așa ceva, și asta ar fi o reacție firească. Și până la formele foarte grave de intensitate psihotică, cele care necesită internare și tratament de specialitate, netratat, chiar și un episod destul de sever netratat are consecințe foarte dramatice. Poate duce la suicid, am mai spus lucrul ăsta, sau oricum la izolarea aproape completă a persoanei. În scopul conștientizării acestei probleme de sănătate publică și al îmbunătățirii nivelului de cunoaștere de către populația mijloacelor prin care poate fi prevenită, Ziua Mondială a Sănătății din acest an este dedicată depresiei. Datele statistice sunt relative, având în vedere faptul că o multitudine de cazuri rămân nediagnosticate. Cazurile investigate și efectiv diagnosticate cu acest diagnostic sunt într-o ușoară scădere, de la 1600 în 2015 la aproximativ 1000 în 2016. 1047. 1047, ca să fim exacți, da. Este o oarecare scădere, însă nu știm, să zic așa, cui se datorează, să fi scăzut cu adevărat prevalența acestei boli în populație sau mai degrabă au fost mai puține persoane care chiar s-au adresat serviciilor de psihiatrie. Cu siguranță scapă foarte multe dintre situațiile ușoare care ajung la colegii mei psihologi, psihoterapeuți, care probabil nici nu vor folosi vreodată terminologia ca atare și oricum nu ca obligatoriu, ca un diagnostic, da? Ci numai pentru a orienta ce fel de terapie se poate utiliza, și sunt și alte motive mult prea bine cunoscute, frică sau teamă de stigmatul public.